deci asta e marea surpriză? Școală sâmbătă? Mi-am anulat planurile cu Randy pentru asta. Am plecat de aici. Stai, antieroule! Sunt eu, onorabilul capitan Feller. Și o să plătești pentru faptele tale de antierou. Salut, Jake! De unde știi că sunt eu? Aceeași tenis și un costum varză și chiar dacă nu l-am cunoscut, capitanul Feller sigur nu se dă cu parfum Harry Styles. Ar putea. Jake, ce e asta? Chestia despre care am vorbit, experiența lui de antierou. Cine te-a făcut unic responsabil de chestia asta? Tu ai făcut-o. Ai spus, ocupă-te singur, nu vreau să fac nimic. Da, pare a fi stilul meu. Cum adică experiență de antierou? Știm că ești supărat pentru că nu ai putut fi un antierou. Așa că eu și Jake am vrut să-ți investim puțin viața tristă. Și felicitări, Colby, ți-ai îndeplinit prima misiune de antierou. Ai intrat pe o proprietate privată. Ușa era descuiată. Am deschis-o și am intrat. Nu e nici măcar o intrare prin nefracție. E doar o intrare. Păi, echipa de la curățenie a plecat în pauză, așa că e timpul să ne distrăm. Dar nu prea mult, să nu-l dăm foarte multă treabă. Mă duc să mă joc cu șobolanul. Nu, Colby, stai! Te-am adus aici să fii antierou. Dă-i drumul. Dă-i una clovnului. Serios? Să-mi fărăs toată frustrarea strânsă în anii ăștia pe Jake? Da, și îți mai dau și de la mine. Bine, în ce să mă transform ca să-l rănesc cel mai tare? Lansator de rachete? Aruncător de flăcări? O imagine de când purta pantalon de piele. Auzi? De ce vorbim despre cum să-l rănim în loc să o facem? Amy! Trebuia să-l lași pe el să o facă. Scuze. Nu-mi pare rău. Bine, dacă așa vrei să jucăm, ce spui de niște antrenamente de antieroi? Nu ai participat la nicio luptă, așa că îți dau un pont. Cel mai bine e să-ți ataci adversarul. Când are garda jos. Felicitări! Uite una și mai bună. Oh, au și pierzătorii trofeele lor. Până aici. Te fac praf. Voi folosi mantia să șerc cu tine pe jos. Te rog, nu, e închiriată. Să-i dăm drumul. Parcă voia să facem ceva împreună. Nu acum, Colby, adulții se luptă. Cred că cei de la curățenie vor face ore suplimentare. Colby, ești bine? Nu, nu e bine. Ai atacat un copil inocent. Păi te țintisem pe tine. Deci teoretic e vina ta că te-ai dat la o parte. Amândoi sunteți de vină. M-a ajutat și pe mine cu piciorul ăsta. Mă doare rău. Să-l ducem la spital? Nu putem. Vor pune întrebări și ne-ar putea afla secretul. Spitalele mă fac să mă simt vinovat. Am băgat mulți oameni în spital. De ce nu se transformă Colby într-un animal și îl ducem la veterinar? Adică nu o singură dată l-am prins când se lingea pe mâini? Să știi că nu e o idee rea. Așa i-am putea trata piciorul fără să ne prindă. Exclus, nu fac așa ceva. Bine, atunci te repar eu. Bine. Dar dacă mă transform într-un animal, va fi unul special. Salut, am venit cu animalul nostru. Bine, ce fel de animal este? O pisică sălbatică. Nu consultăm așa ceva. Oh, păi, în cazul ăsta e... Nu. 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 E bine, o țestoasă.